Salutare! Astăzi am să vă prezint o cheie digitală cu display, pe universală. Cheia arată cam așa, este destul de ok. Avem butoanele pe margine de aprindere a cheii, deschidere, închidere, portbagaj și mufa pentru încărcarea bateriei. Apăsăm o dată pe butonul de aprindere a cheii și se aprinde singură. Avem închidere, deschidere, portbagaj și un alt buton adițional. Asta este funcția de keyless entry sau comfort access, cum vreți să-i spuneți. Pentru a nu mai scoate cheia din buzunar, vă apropiați de mașină și se descuie, vă îndepărtați de ea la o anumită distanță și iar se încuie tot la fel. Așa, este o cheie multimarcă. Ținem apăsat pe emblemă și o să arate toate celelalte embleme, BMW, Audi, Mercedes și așa mai departe. Ce mai avem aici? Display-ul nu se mișcă chiar așa de bine ca la iPhone sau la Samsung, dar este ok. Asta este funcția de închidere a geamurilor. Asta în telefon nu înțeleg ce vrea să fie și engleză, semnalul și versiunea cheii. Cam asta s-a dat pe Volkswagen. O mutăm înapoi pe BMW. Și cam asta e cheia, asta e bateria aici sus. Asta este cheia. La revedere!